Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Spacecraft. Un episod. Hai să nu mai pără prălăcim și să trecem direct la subiect. Salutare, dragii mei abonați. Bine v-am regăsit după o vreme destul de îndelungată cu două lame pe insula mea. Da, nu ăsta e subiectul nostru de astăzi. Poate ați văzut și voi din titlu, poate nu. Dar astăzi vreau să facem noi acea minunată chestie, adică chestia aia fiind spargerea bedrock-ului. Știu că n-am mai postat eu de foarte mult timp, asta e adevărat. Am avut probleme și cu microfonul, am reîncercat să înregistrez primele părți din episod, dar se auzea de parcă aș fi vorbit prin, cum îi spune, prin microfon, cum au polițai la mașini, știi, 210, ceva de genul, nu știu, să vă spun mai clar. Și așa s-a auzit tot episodul. Gândiți-vă cum am simțit eu. Ca norocul că nu am făcut exact de la început chestia aia și mi-am ascultat înregistrarea. Iar astăzi vreau să vă fac mai întâi o mică prezentare, iar după o să încercăm să spargem bedrock-ul. Mai ales pentru că nu ne-am mai întâlnit noi de foarte mult timp, asta e adevărat și n-am stat degeaba. Pe lângă că locul o să arate la fel, intenția contează, să o spun. Aici o să fie o zonă destul de măricică, o zonă în care vom construi fermele noastre automate, o să vină o nouă fermă de iron, nu vreau să fie tipul ăla, vreau să fie ceva mai altfel, să spunem așa. Să mai schimbăm și noi tipul de fermă. Câte bine vedeți, avem o grămadă de bureți și mai am eu foarte mult de spart. Iar chestia asta o să fac, bineînțeles, off-camera, deoarece nu fac așa ceva pe episoade. Sau aș putea să fac chestia asta, numai că mi-ar lua un timelapse de 5 ore. Iar în rest, nu prea am făcut multe. Hai să vă mai prezint, că nu v-am prezentat, această fermă de slime. Ar fi trebuit să fac un episod cu ea. Nu știu pe unde... De fapt, am făcut un episod cu ea. Acum că stau și eu să mă gândesc mai bine. Dar nu v-am prezentat acest sistem. Din câte bine auziți, sunt slime-urile care au ajuns și ele pe aici. Cred că celălalt s-a dus în altă parte. Da, s-a dus în partea aia. Iar minecart-ul colectează slime-ul, din câte bine vedeți. Iar tot slime-ul ajunge aici, în spate, unde am conectat niște hopere. Dar chestia tare la acest hopper e că am făcut un mic sistem în care de fiecare dată când hopperul are, nu știu, să zicem, ori 6 iteme sau mai multe iteme sau e plin, acesta vine aici, din câte vedeți, power-ul îi oprit, minecart-ul se oprește, iar după ce s-a golit tot minecart-ul, acesta va porni înapoi. Sistemul e destul de simplu, aveți nevoie de un hopper, lăsați pur și simplu un comparator cu fața, nu am înțeles niciodată cum se numește, la repeater e tick, la ăsta nu mi-am dat seama exact cum se spune, dar cu butonul în partea opusă hopperului, un repeater, de fapt trebuie să-i dea semnal, un bloc aici ca să-i dea semnal repeaterul și o torță de redstone. Cam ăsta e tot sistemul, nu-i complicat, puteți să-l faceți și voi, dacă vreți să faceți un sistem super ok. Din câte vedem, avem mult slime, am avut și mai mult, dacă, cred că vă pot arăta. Sau pe ce mai am ceva? Mai am aici mult slime. Am două chunk-uri apropiate de slime, deci e incredibil cât poate produce ferma asta peste noapte. În rest, uite aici am slime-ul. Deci uitați-vă numai câteva stack-uri și mai am câteva stack-uri și prin altă parte. Am muncit destul de mult la ferma asta și chiar am meritat. Păcat totuși că nu prea au cumpărat lumea, dar acum am pus slime-ul la reducere. Deci dacă careva din Space mai vrea să cumpere slime, chiar dacă este cam inutil, 3 stack-uri, un diamant. Mai ieftin de atâta, nu cred că îl pot face. Și am rămas fără artificii. Dacă știți, poate nu știți, am mai pomenit eu pe livestream-uri, dar
După introducerea asta, o să trecem la subiect. Adică locul m-a intrat și el pe server, îl salutăm, că nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Și hai că știe și să salute. Ne punem mai întâi la somn. Și vreau să vă mai prezint ferma de blazuri. Deoarece stai să puțin filmez acum. Stai mă, că nu mi s-a făcut. Filmez. Nu pot. Ok. Să înțeleagă și locomă, deoarece am ceva treabă și nu pot să intru pe livestream-ul lui, dar voi intra de altă oară, deoarece am fost pe livestream-ul lui Rican. Și să vă spun o chestie. Deci, Dodo, dacă te uiți la acest episod până în clipa asta, sau dacă nu, oameni buni, dacă până în momentul în care postez eu acest episod, Dodo nu și-a refăcut stocul la lemn, duceți-vă la el și atenționați-l. Deoarece am cumpărat tot shop-ul. Deci am dat, cred că peste 10 blocuri de diamant doar pe lemnul de la shop, deoarece Rican a avut nevoie de foarte mult lemn. Și bineînțeles mi-am primit mare parte diamantele înapoi. Câte vedeți, am mai schimbat puțin această fermă, dar va mai trebui să o schimb. Deoarece, în partea asta avem stone-ul și blaze-urile sunt atrase de blocuri solide. Acestea ar trebui să se ducă către magma cube și să ajungă exact acolo. Iar noi vom putea coborâ pe aici, liniștiți. Și să, pur și simplu, simplu, eficient, am aranjat zona asta. Am pus pressure plate-urile în caz de nu se mai aude pressure plate-ul. Înseamnă că, și e puțin lag, înseamnă că blaze-urile nu se mai, cum să zic, mai vin în zona asta. Și cred că într-un episod o să mai schimbăm această fermă. Deoarece, din câte am observat, produce foarte mult lag după câteva ore de stat la AFK. Dar, în orice caz, avem și un drum care o să ne ducă direct acasă. În orice caz, chestia asta am făcut-o ca o mică recapitulare, pentru că n-am postat de foarte mult timp și, sincer, nu știu dacă cineva mai vrea scuze pentru chestiile astea, deoarece probabil și voi v-ați obișnuit cu mine. Așa, hai că am lovit un pic, am aterizat fix pe portal, iar noi o să spargem bedrock-ul exact aici. Deci fiți pe fază, mă duc să fac rost de materiale, iar după revin să spargem bedrock-ul. Am revenit cu materialele necesare, cât de cât, dacă nu, rămânem blocați deasupra bedrock-ului. Bun, păi, din câte am citit eu, sau am văzut și pe internet, ca să ajungem noi deasupra bedrock-ului, am încercat cu enderpearl-uri, dar se pare că nu merge, precum am gândit. Dacă vă uitați la Looking at the Block, de la coordonate, o să vedeți la Y că acest bloc de bedrock e la 127, adică e ultimul strat de bedrock, o să spune. Iar noi, dacă vom pune aici un slab și vom da un enderpearl exact acolo, noi ar trebui să reușim să ieșim prin bedrock. Din câte vedeți, am ieșit pe jumătate. Ce bine, cum arăt. Am ieșit pe jumătate din bedrock, ce tare. Aș face și o poză, să am ca amintire. Bun, iar acum putem ieși liniștiți. Bun, dar o problemă avem aici. Noi trebuie să ne reținem coordonatele blocului pe care trebuie să-l spargem. Dacă blocul este mai jos cu nivel, atunci o să fie o problemă, deoarece o să spargem blocul care nu trebuie. Așa că, dacă nu v-ați salvat coordonatele, eu mi l-am salvat pe undeva pe aici, prin chat. 794 cu minus 791. Teoretic, noi suntem exact undeva, cred că acesta este blocul. Nu știu sigur, pot să verific cumva? Cred că ăsta. Bun, am ajuns și noi deasupra bedrock-ului. Am testat puțin mașineria să văd dacă funcționează. De fapt, am testat-o, am făcut și eu o prostie. N-am calculat exact ce bloc trebuia să sparg și l-am spart exact pe cel greșit. Da. Dar, măcar știu exact că această mașinărie funcționează. Pentru început, și sper ca de această dată să nu greșesc.
Probabil m-am fi uitat în altă parte, cine știe, se mai întâmplă, dar da, asta este, se mai întâmplă. Voi trebuie să aveți niște coordonate salvate. Eu am avut, dar se pare că le-am pierdut. Asta este, se mai întâmplă. Dar acum știm o lucru, că acesta este blocul pe care îl dorim să-l spargem. Dintr-un motiv sau altul, ori e chestia asta mai greșită de la Minecraft, care vrem să spargem un bloc sau nu, I don't know, măcar am materialele necesare cât să mai sparg încă un bloc de bedrock. Pentru început, să dezactivăm F3-ul deoarece nu vom mai avea nevoie. Va trebui să punem un piston simplu cu fața spre acest bloc și un sticky piston în partea cealaltă. Exact așa. Bun. În continuare, cu niște obsidian vom sparge, de fapt nu vom sparge, îl vom plasa exact pe lângă acest piston. Una, două, trei, patru, cinci bucăți în această parte și una, două, trei, patru, cinci într-o direcție diferită. Dacă vreți în direcția aia sau în direcția asta, nu prea are importanță. Vom avea nevoie de un detector rail și de niște repeatere. Acesta e repeatere. Mai întâi de toate, hai să punem și un piston care putem activa și desactiva, dar să nu vă jucați la final. Și vom avea nevoie de 10 repeatere. 5 în partea asta, 1, 2, 3, 4, 5, care vor fi legate cu niște redstone, adică acest redstone, ok? Și 1, 2, 3, 4, 5 în partea asta. Iar acum plasăm un bloc în partea asta pentru a transmite semnalul redstone prin bloc acestui piston, care ar trebui să împingă acest bloc de andesit și să își spargă capul pistonului. Nu înțelegeți ceva greșit, dar partea asta cu maro nu o să mai fie. Fiți atenți. Iar repeaterele trebuie să fie pe 4 ticuri, adică la maxim, din câte bine vedeți. Toate repeatere, ca să fie un timer care va sparge. În timp ce noi vom avea nevoie de TNT-uri, bine că mi-am mai păstrat eu aici să am de 2 TNT-uri, vom avea nevoie de niște spații în inventar, așa că lăsăm asta deocamdată aici. 2 minecarturi și trebuie să facem minecart cu TNT. Acest minecart cu TNT o să-l lăsăm pe detector rail. Dar fiți atenți să nu fie activat de la început, că apoi poate faceți o prostie din greșeală. Se mai întâmplă. Iar acum ar trebui să meargă toată chestia. Ne dăm puțin în spate să nu ne luăm nici noi damage și hai să vedem, se sparge sau nu se sparge capul de piston. De câte vedem, se sparge și am păstrat și acel bloc de andesit. De acest bloc nu mai trebuie să-l punem înapoi. Tot ce trebuie să facem în continuare este să punem un bloc de redstone deasupra acestui piston. Perfect. Iar acum, dacă vrem, putem, bine, și vrem să oprim acest semnal redstone, vom avea nevoie de el din nou. Tot ce mai trebuie să facem în continuare este să punem 2 bucăți de redstone dust în partea asta care va transmite la acest piston redstone, sau puteți să spargeți și acest bloc și să puneți un redstone dust, nu are nicio importanță. Ar trebui să meargă și așa. Dar noi vom mai avea nevoie și de un minecart cu TNT în plus. Și aceeași chestie o să facem în partea cu celălalt piston. Ia să vedem, funcționează exact la fel. Ne dăm puțin în spate și... Perfect! Nu oprim timerul până nu punem blocul cu... blocul de redstone deasupra. Și cam asta este tot ce trebuie să faceți până aici. Ce va trebui noi să spargem este acest bloc, să ne asigurăm, mai întâi să oprim timerul, nu vreau să fie probleme pe aici, așa că mă înțelegeți. Putem să luăm repeaterele, obsidianul, nu mai avem nevoie de el și vom lua și acest bloc de andesit, nu are importanță ce bloc folosiți, vom pune aici un redstone dust, iar acest rând de obsidian neapărat trebuie să-l scoatem. Și asta vă spun că neapărat trebuie să-l scoatem, deoarece o să ne încurce dacă îl lăsăm aici. Putem să luăm și asta. Perfect. Acum ar mai trebui să am eu niște pistoane.
dacă țin eu bine minte, pistoane. Oh, perfect. Am niște pistoane simple. M-am temut că mi-am pierdut pistoanele. Putem să punem aici un piston normal, așa, care se va activa. Liniștiți, nu vedem că s-au dus bugul sau ceva de genul. Punem un bloc care o să ne ajute puțin. Una, două, ne urcăm cu niște blocuri pe lângă. Patru blocuri. Băi, așa. Și vom avea nevoie de două pistoane normale cu fața în, băi, cu fața în jos, măi. Ce înțelegi, băi, e greșit. Rigore. Haide. Perfect. Și gata. Ce mai trebuie să facem, măi, să punem un lever, activăm și dezactivăm. Spargem pistonul. De acest piston o să lăsăm aici. Și blocul de andesit putem să spargem, nu are nicio legătură. Iar în continuare, chestia asta cred că o să afecteze puțin. Mă gândesc, am spart eu din greșeală mai devreme. Asta e, niciun regret, deocamdată. Vom pune un bloc normal și vom avea nevoie de niște slime. Slime, nu foarte mult, 3 blocuri de slime, 1, 2 și 3. Perfect! Și un piston cu slime, sticky piston, mai bine spus. La care vom lega noi 4 bucăți de bloc. Vom pune 4 bucăți de bloc. 1, 2, 3, 4. Bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că va transmite semnalul prin acest bloc, altfel am încurcat-o. De acest piston nu avem nevoie. Și ce vom avea nevoie de în continuare vor fi comparatoare și repeatere. Un comparator, în partea aia, un repeater. Un comparator, un repeater, două repeatere și două comparatoare. Exact așa trebuie să facem. Și bam, ceva de genul. Iar acum, dacă nu mă înșel eu, ar trebui să fim pregătiți. Și asta ar trebui să fie ultima etapă? Cred că da. Hai să vedem, am făcut bine sau nu am făcut bine. Verificăm puțin în partea asta să nu fi făcut vreo prostie. Să fie semnalul reston, altfel o să avem probleme. Asta pot să spun sigur. Și hai să vedem. Gata. Îl ținem activat. Ok, ținem activat. Iar acum vom scoate noi aceste blocuri de reston. Să ne asigurăm. Perfect, a rămas exact la fel. Iar acum dacă vom opri noi sistemul, vom sparge în sfârșit bedrock-ul. Ești băieți și fete, spargem bedrock-ul sau nu spargem? Scrieți în comentarii. Gata. Hai că ne-am făcut și eu intro-ul. Și 3, 2, 1. Gata, ar trebui să spargem. Și... perfect! Am spart bedrock-ul. Și de data asta am spart bucata care trebuia. Dar poate unii o să vă întrebați. Băi, eu nu înțeleg. Pentru ce ai făcut tot videoclipul ăsta? Dar sunt o grămadă de oameni care mai fac videoclipuri de genul. Hai să salutăm mai întâi și pe DM. E bine, o să vreau să fac aici o fermă. Nu vă spun încă de ce. O să vă gândiți, poate. Poate am spus din greșeală pe un live. Asta e. Dacă am spus, n-am niciun regret. Dar da. Poate o să mai sparg eu niște nu obsidian. Bedrock. Nu știu, mă mai gândesc. Poate o să am nevoie pe viitor să fac aici un mic design. Mă mai gândesc, nu sunt sigur. Dar de lucrurile astea chiar nu vom mai avea nevoie. Vă spun acum. Vă dați seama, toate aceste chestii doar pentru a sparge o bucată de bedrock. Wow. Și sunt o grămadă de modalități din câte am văzut pe internet să spargi bedrock-ul. Dar chestia asta mi s-a părut cea mai ușoară metodă pentru a sparge. Deci, da. Și nu ne-a luat deloc mult timp. Bine, singura prostie pe care am făcut-o e că nu m-am învățat cu coordonatele. Când te uiți la un bloc și zici, gata, ăsta trebuie să fie blocul, nu, e cu un bloc mai încolo. Da, nu e bine. Trebuie să punem noi niște blocuri aici, o să le aranjez eu după, dar chestiile astea nu trebuie să rămână aici, nu vreau să se despawneze. Perfect, punem shulker box-urile înapoi și... oprim un F3 de orice nu avem nevoie de el. Iar asta este tot procesul. Acum dacă vrem putem liniști să zburăm prin Nether deasupra, pe dedesubt. Dar vreau să vă spun o chestie. În caz de nu vă merge procesul, asigurați-vă că aveți obsidian și flint and steel pentru
a vă face un portal în caz de și nu mai aveți materiale la voi, măcar să aveți un portal care știți sigur că vă duce acasă. Fără probleme, vă puteți lua materiale și vă întoarceți. Dar chestia asta este cea mai ușoară metodă, iar dacă vrei să ajungi deasupra bedrock-ului, pui un slab, te asiguri că dai cu pearl-ul deasupra acestui slab, iar acesta te va transporta la jumătatea obsidianului. Iar cam ăsta este tot procesul nostru. Din păcate, nu mi-a ieșit din prima, la ce bloc am vrut eu, dar măcar a ieșit dintre a doua. Ăsta este un lucru foarte bun. Măi, Gigele, nu știu ce nume să-ți dau, dar nici măcar nu se uită la mine, măi. Cred că mă urăște. De ce mă urăsc toți villagerii? Ha? Nu am înțeles niciodată. Ok. Măi, asta e important. Important e că am reușit să spargem pe acest episod bedrock-ul. Și chestia asta e destul de tare. Mai ales că odată cred că am mai făcut-o pe o lume de single player, când nu eram pe YouTube. Dar, da. Sper că v-a plăcut acest episod. În episodul următor o să vedeți ferma automată de care vorbeam. Este o fermă care o să ne ajute destul de mult în viitor, mai ales că nu mai vrem să ne cheltuim atât de mulți bani. Iar până data viitoare, dacă mai vreți episoade cu Spacecraft, mă puteți susține cu un like și un subscribe. Iar eu am fost Ionuț. Bye bye!